Bună ziua, bine v-am găsit, salutăm și colegii jurnaliști care s-au alăturat astăzi în clădirea Guvernului, salutăm pe toată lumea care ne urmărește și online pe platformele guvernamentale ale Guvernului Republicii Moldova, dar și pe platformele companiilor de televiziune din țara noastră. Eu mă numesc Daniel Vodă, sunt purtătorul de cuvânt al Guvernului și începând cu ziua de astăzi vom lansa briefingurile săptămânale în care vom povesti și vom explica deciziile importante din ședințele de guvern. Pe parcursul acestor ședințe vom avea discuții și cu miniștrii responsabili de domeniile sectoriale, vom face și anunțuri importante care sunt pe agenda guvernului. Sunt briefinguri regulate în care, în spiritul transparenței instituționale europene, vom comunica audienții și cetățenilor despre cele mai importante priorități ale cabinetului de miniștri recean, dar și agenda care și-o propune executivul. Tot în cadrul întâlnirilor noastre săptămânale vom face anunțuri importante de interes public din partea guvernului. Suntem un guvern al transparenței, asta înseamnă că și agendele demnitarilor vor fi cunoscute publice, astfel încât colegii din instituțiile mass media să poată să însoțească miniștrii în cadrul vizitelor în teritoriu sau să cunoască despre deplasările importante pe care le organizează cu diverse ocazii. De asemenea, în cadrul briefingurilor regulate cu purtătorul de cuvânt, jurnaliștii vor putea adresa întrebări în funcție de timpul care îl avem la dispoziție. Vom încerca să dăm curs la majoritatea întrebărilor care o să vină pe parcurs. Vom folosi această platformă pentru a explica și combate și falsuri care pot să apară în spațiu public. Prin urmare, vă invităm de fiecare dată într-un mod sistematic să vă alăturați briefingurilor guvernului. Vreau pe această cale, la început, să transmit mulțumirile de rigoare rețelei comunicatorilor guvernamentali. Ne-am mobilizat foarte eficient, astfel încât la primul briefing, organizat în mai puțin de 24 de ore, să reușim să prezentăm cele mai importante decizii ale Guvernului Republicii Moldova. Întâi de toate, un anunț de ordin general. Nu vreau să vă plictisesc, dar este important pentru statistică. Astăzi, în ședința de guvern, a doua ședință condusă de prim-ministrul Dorin Recean, au fost adoptate 20 de hotărâri. Este important de menționat o decizie strategică a Cabinetului de Ministri de a muta ședințele de guvern de la ora tradițională 3 la ora 10. De ce s-a întâmplat acest lucru? A fost o solicitare a colegilor din mass media, dar și pentru a eficientiza procesul de comunicare a deciziilor executivului. Deci, din deciziile importante, eu am să trec în revistă cele mai importante, la care s-au referit și miniștrii, dar întâi de toate vreau să menționez la capitolul cadre, au fost astăzi două numiri. Iulian Grigoriță, ambasadorul nostru în statul Qatar, a fost numit prin cumul în statul Kuwait, cu reședința la Doha și a fost aprobată, deci ambasadoarea noastră Mihaela Mocanu de la Viena a fost acreditată prin cumul în Republica Slovacă. Deseori, întrebarea care o primim de la jurnaliști este de ce se întâmplă acest lucru. Este vorba despre reprezentarea prin cumul a diplomaților noștri în țările de acreditare. Ambasadorii noștri urmează să promoveze relațiile bilaterale cu țările menționate. Iulian Grigoriță în statul Kuwait, iar Mihaela Mocanu în Republica Slovacă. Deci, în formatul briefingului de astăzi, vom merge pe următoarea structură. Întâi mă voi referi la cele mai importante hotărâri adoptate de Cabinetul de Ministri, după care voi prezenta agenda evenimentelor publice și ulterior voi răspunde la întrebările colegilor jurnaliști care sunt prezenți astăzi în cadrul briefingului. Întâi de toate vreau să încep cu o veste bună. Guvernul majorează bursele pentru elevi, studenți, masteranți și doctoranți. Cuantumul acestor burse pentru elevi și studenți va fi majorat cu 15,1% începând cu luna ianuarie. Totodată cu 20% va crește și cuantumul bursei de excelență a guvernului, iar cu 25% a burselor pe domeniile științifice. Vreau să reamintesc că o prioritate a guvernului Recean este încurajarea tinerilor, este încurajarea domeniului de știință și a mediului academic, respectiv această decizie vine să susțină acest efort a Cabinetului de Ministri. Astfel, 25 de studenți doctoranți vor beneficia de burse majorate în acest an, 21 de persoane vor beneficia de burse de excelență a guvernului în valoare de 3.000 de lei, iar alți 4 studenți vor beneficia de burse pe domenii științifice, care constituie 2.500 de lei. După cum a menționat și ministrul Topală, majorarea acestor burse se înscrie în politica de fortificare a sistemului de învățământ la toate nivelurile, dar și pentru a asigura atractivitatea și implicarea tinerilor în procesul de perfecționare. Este important, în spiritul transparenței, să menționăm și banii care vor fi alocați în acest sens. Este vorba despre un buget de 41,8 milioane de lei.
Vreau să menționez că mai este o schimbare pe care o vor resimți colegii din mass media. La fiecare comunicat de presă remis de biroul de comunicare al Guvernului, vom adăuga numele comunicatorului instituțional, care poate fi contactat pentru detalii și informații suplimentare la știrile pe care noi le anunțăm, astfel încât o informație de background sau o informație specifică poate fi accesată cu ușurință. Și mulțumim încă o dată colegilor pentru toată deschiderea care o vor demonstra față de reprezentanții mass media. Următoarea decizie importantă adoptată astăzi în ședința de guvern ține de întreținerea și reparația drumurilor naționale. Peste 1,4 miliarde de lei vor fi repartizate pentru întreținerea și reparația acestora în anul 23. Deci este vorba despre programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale pentru anul curent. Valoarea lui, cum am menționat, este 1,48 miliarde de lei și a fost aprobat la propunerea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Vreau aici în context să reamintesc că necesitatea de îmbunătățire a infrastructurii, a calității și procesului de construcție și întreținere a drumurilor naționale și locale a fost exprimată de prim-ministrul Dorin Recean în ședința de ieri a Consiliului Fondului Rutier. Pe pagina executivului găsiți și comunicatul de presă care detailează ședința zilei de mâine. Vreau să menționez și să reiterez mesajul ministrei Lilia Dabija, care a menționat că mijloacele financiare vor fi repartizate pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale cu o lungime de peste 5.951 de kilometri. Deci în anul 2023 guvernul își propune să repare peste 6.000 de kilometri de drumuri naționale. Din volumul total al mijloacelor financiare alocate, cifre importante, peste 828 de milioane de lei se preconizează a fi utilizate pentru lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale, 534 de milioane de lei pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a drumurilor și construcțiilor inginerești. Vreau să menționez din start, în cadrul briefingurilor vom spune lucrurile cele mai importante, detaliile tehnice, iarăși în spiritul transparenței, pot fi consultate în toate notele informative pregătite de funcționarii publici pe site-ul Guvernului la ordinea de zi. Toate sunt însoțite de notele specifice unde colegii din media sau cei interesați pot să vadă informații suplimentare. Vreau să reamintesc în context că printre obiectivele programului respectiv se numără și construcția drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta, reparația a 10 poduri amplasate pe drumurile expres și republicane. Este vorba despre drumurile M1, M5, R6, R12 și R16. Probabil este un limbaj tehnic de specialitate pe care îl înțeleg drumarii, dar și șoferii care vor merge pe aceste drumuri modernizate în viitor. Realizarea celei de-a doua etape a proiectului de amenajare a intersecției de denivelare a podului Pereu Bâc și a pasajului de cale ferată la fel vor fi realizate din cadrul programului pe care l-am anunțat mai devreme. Detalii suplimentare le pot oferi colegii de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale care au avut grijă să pregătească și această informație. A treia noutate cu care venim în cadrul ședinței de guvern de astăzi ține de aprobarea strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru următorii 8 ani. Executivul a aprobat astăzi acest proiect de strategie pentru anii 2023-2030. Vorbim despre o perioadă de 8 ani. Strategia are ca scop sporirea eficienței, a performanței și transparenței în finanțe publice și doamna ministra finanțelor Veronica Sirețeanu a subliniat în cadrul ședinței de guvern că îmbunătățirea managementului finanțelor publice rezidă inclusiv din programul nostru de ajustare a legislației respective cu acquis-ul comunitar în procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Deci aprobarea unui document de dezvoltare a managementului finanțelor publice, dar și a reformelor punctuale adiacente acestui sistem, este unul din pilonii de bază pentru aderarea la UE, dar și o condiție pe dezvoltarea acestor programe sectoriale. Vreau să menționez că strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii, pentru următorii 8 ani continuă lanțul logic al reformelor pe care guvernul le implementează sau le-a inițiat în ultima perioadă pentru a avansa pe agenda noastră accelerată de integrare europeană. O altă decizie adoptată în ședința guvernului de astăzi ține de constituirea Agenției de Dezvoltare Regională a municipiului Chișinău. Cei care sunt în domeniu cunosc că avem agenții regionale în teritoriu. Vorbim despre Centrul Sud și UTA Găgăuzia. Păi noutatea este că se creează și o Agenție de Dezvoltare Regională a municipiului Chișinău ca instituție publică
a cărui fondator este Autoritatea de Elaborare a Politicii de Dezvoltare Regională, adică Ministerul de Resort, cum a anunțat și doamna ministră Lilia Dabija, ministra Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Deci, această noutate sau de ce acest lucru se întâmplă, ea este una programatică, ea a fost discutată și anterior în cadrul consultărilor publice. Vorbind de consultări publice, vreau să reamintesc cetățenilor că pe site-ul particip.gov.md sunt mai multe documente care se află în procesul de consultare. Invităm cetățenii să dea dovadă de maxim activism și să comunice comentariile pe care le au pe diferite propuneri sau sugestii pe care le inițiază guvernul. Ministrul Culturii astăzi în ședința de guvern a venit cu propunerea ca casele de cultură să aibă un statut de persoană juridică și vor putea atrage resurse financiare externe. Este o decizie importantă dat fiind faptul că avem mai multe case de cultură care se află în Republică, care au nevoie de sprijin și susținere. Prin decizia adoptată astăzi de Cabinetul Recean, casele de cultură vor deveni mai independente și vor stabili prioritățile de sine stătător în funcție de necesitățile comunității. Cunoaștem cu toții, în majoritatea satelor și comunilor, Casa de Cultură este un spațiu în care se adună toată lumea, evenimente culturale, evenimente sociale, respectiv acordarea acestui statut este împuternicirea acestor oameni și extinderea palierii de servicii pe care le prestează pe parcurs. Prevederile se conțin în noul regulament de funcționare a caselor de cultură, care anume a fost aprobat astăzi în ședința de guvern. O altă decizie ține de sau o altă noutate care vreau să vorbesc ține de dimensiunea diasporei. Potențialul uman și intelectual al diasporei urmează a fi valorificat prin intermediul programului Diaspora Engagement Fund. Este vorba despre o nouă rundă de granturi în cadrul acestui program, care a fost lansat de Cancelarea de Stat prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora. Granturile sunt destinate sub programelor care susțin activitățile culturale și educaționale în diaspora. Vorbim despre până la 100.000 de lei, reîntoarcerea profesională a diasporei 40.000 de lei și proiectele inovative ale diasporei, 50.000 de lei, împreună cu subprogramul destinat tinerilor din diaspora, în valoare de 50.000 de lei. Vreau să fac aici un anunț util, că domeniile eligibile în ediția din acest an sunt educația, sănătatea, cultura și artele, administrarea afacerilor, industria creativă, tehnologiile informaționale și comunicațiile, dar și multe alte domenii care vor fi transmise într-un comunicat care va ieși în scurt timp după acest briefing susținut aici la guvern. Vreau doar să reamintesc tuturor care ne urmăresc, că dosarele pot fi depuse în perioada 22 februarie 22 martie și detalii suplimentare sunt de asemenea la colegii noștri de la Biroul Relației cu Diaspora care vin și administrează acest program. O altă noutate bună pentru conaționalii noștri din străinătate, tot Diaspora. Diaspora este încurajată să se implice activ în dezvoltarea localităților de baștină, să fie păstrată legătura și comunicarea cu aceștia. Cancelarea de Stat, prin intermediul Biroului Relației cu Diaspora, a lansat o nouă rundă de granturi în cadrul programului guvernamental Diaspora Acasă Reușește, care are o abreviere pe care colegii o cunosc, DAR 1+3. Astfel, autoritățile publice locale din nivelul 1, vorbim despre primării, sunt invitate să depună dosare de participare la program în comun cu asociațiile sau membrii diasporei cu care țin legătura și pe care cunosc foarte bine, sau grupuri de inițiativă a cetățenilor, pentru a beneficia de o susținere financiară nerambursabilă, repet, în cadrul programului DAR 1+3. Proiectele eligibile pentru finanțare, infrastructură, protecția mediului, eficiența energetică, cultură, educație și protecția socială. Deci avem diverse domenii în sfera respectivă. În acest an, conform legii bugetului de stat, sunt prevăzute 10 milioane de lei pentru acest program de finanțare nerambursabilă. Valoarea totală a unui proiect nu poate fi mai mică de 300.000 de lei, având la bază următoarea formulă de contribuție a guvernului. Deci guvernul plătește jumătate, 50%, dar nu mai mult de 250.000 de lei pentru fiecare proiect. Contribuția APL este de minim 10% din valoarea proiectului, iar contribuția diasporei la fel minim 10%. Contribuția partenerilor de dezvoltare, altor donatori, nu este impusă, respectiv aceste proiecte pot fi
pot fi realizate și transmise în timp util. Vreau aici să menționez că reușita guvernului mereu se datorează cooperării cu partenerii de dezvoltare și acest program este realizat cu sprijinul financiar al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei. Dosarele de participare vor fi expediate până la 22 martie. Îl lansăm astăzi acest program, respectiv este util. Pentru colegii din mass media, ca să evit întrebări pe acest subiect la sfârșitul briefingului, o informație statistică: până la etapa actuală, de oportunitățile programului au beneficiat 104 autorități locale și dintre care numai 41 anul trecut, din informația statistică. În ședința de guvern de astăzi, noi am avut lansarea voucherilor pentru formare profesională. Șomerii din țara noastră vor primi aceste vouchere și vor putea participa la cursurile de formare profesională în baza acestora, în urma unei decizii realizate la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Instituția cheie pentru realizarea acestei decizii este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În acest scop va fi dezvoltată platforma online Voucher pentru formarea profesională și va fi un modul suplimentar pe o platformă deja existentă care se numește angajat.md, gestionată de Agenția Națională pe care am menționat-o mai devreme. Prin intermediul acestei platforme vor fi înregistrați prestatorii de servicii la diferite instruiri profesionale, vor fi emise în format electronic aceste vouchere, deci vorbim și despre o digitalizare a proceselor în context. Voucherele vor putea fi utilizate în 7 zile, după expirarea celor 7 zile, voucherul nu poate fi utilizat, iar șomerul va putea primi un voucher nou peste 12 luni. Deci, inclusiv ne-am gândit și la prevenirea unor abuzuri, ca lumea în continuu să nu fie la cursuri, dar să reușească să facă uz într-un mod calitativ. Deci, șomerii pot beneficia gratuit de un singur curs de formare profesională într-un interval de 24 de luni consecutive, iar pe parcursul efectuării cursurilor, cursanții primesc o bursă lunară în mărime de 35% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent. Sunt bucuros de asemenea să dau niște date statistice. Anul trecut, în 2022, 1062 de șomeri, dintre care 744 de femei, au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare acordată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dragi colegi, continuăm briefingul cu următoarea decizie care a fost adoptată astăzi în ședința de guvern. Executivul îmbunătățește serviciul de tutelă, curatelă și custodie. Cabinetul de ministri a aprobat un regulament cu privire la instituirea custodiei și asigurarea organizării și funcționării serviciului de tutelă, curatelă. Acest document exclude o lacună normativă pe care a explicat-o și ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Buzu. Deci, ministerul reglementează instituirea custodiei și a plasamentului copilului în serviciul de tutelă și curatelă. Din date statistice care vreau să mă grăbesc să vă le comunic, la evidența autorităților se aflau peste 32.000 de copii separați de părinți, inclusiv 28.000 de copii ai căror reprezentanți legali sau unicul reprezentant legal se află temporar în altă localitate, iar în cazul a 10.700 de copii fiind instituită custodie ca formă de protecție temporară. O altă decizie importantă a fost adoptată astăzi în ședință în domeniul agriculturii. Este vorba despre decizia Guvernului de a aproba principiile de subvenționare în agricultură și mediul rural. Guvernul va sprijini dezvoltarea activităților agricole și în anul 2023. Este o prioritate absolută pe care a comunicat-o premierul. Vreau cu acest prilej să amintesc că prim-ministrul a participat la mai multe reuniuni în timpul recent în care a vorbit cu fermierii. E vorba despre reuniunea Asociației Forța Fermierilor, vizita de ieri la Fălești, unde a fost o discuție detailată. Prin urmare, vor fi acordate mijloace financiare din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural. În acest scop, la propunerea Ministerului de Resort, executivul a aprobat proiectul de lege privind subvenționarea în agricultură și mediul rural, iar autoritățile își propun ca nou
document să asigură stimularea competitivității, dezvoltarea durabilă a acestui sector agroindustrial, gestionarea rațională a resurselor naturale, precum și asigurarea dezvoltării socioeconomice în zonele rurale. De asemenea, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va avea o nouă structură organizatorică. Printr-o altă decizie a Guvernului de astăzi, echipa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare va fi extinsă de la 73 la 84 de unități de personal. Un element de noutate în cadrul acestei decizii este că se instituie subdiviziuni responsabile pentru digitalizarea, automatizarea și mecanizarea agriculturii. La etapa actuală, creșterea productivității și competitivității în sectorul agricol este de neconceput fără o politică de digitalizare a acestui sector. Profit de ocazia acestui subiect să reamintesc că în guvernul Recean digitalizarea ocupă un spațiu important care este reprezentată intersectorial în cadrul portofoliilor atât a ministrului responsabil de digitalizare, cât și în cadrul priorităților celorlalți colegi din guvern. Vreau să continui prezentarea de astăzi cu altă noutate care a fost promovată în ședința de astăzi. Ține de sediul sectorului Poliției de Frontieră din Otaci, care va fi reconstruit din resurse europene. Angajații Poliției de Frontieră de la Otaci vor avea condiții mai bune de muncă. Timp de mai bine de 2 ani, reconstruirea unui sediu la Otaci a fost tergiversată din cauza unor proceduri de ordin birocratic care împiedicau renovarea și dotarea corespunzătoare a acestui sediu. Astăzi și în ședința de guvern, ministra afacerilor interne, Ana Revenco, a menționat că partenerii de dezvoltare și-au arătat disponibilitatea de a acorda tot suportul financiar pentru reconstrucția clădirii, însă pentru materializarea acestui proiect era necesar ca dreptul de proprietate asupra acestor bunuri să aparțină statului. Și uite, în acest proces colegii au aprobat astăzi Cabinetul de Ministri la propunerea Ministerului de Resort, transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea orașului Otaci, în proprietatea statului, a unui bun imobil cu o suprafață de 1183 de metri pătrați și a două terenuri cu o suprafață de 0,5 hectare și 0,14 hectare, amplasate în raionul Ocnița, orașul Otaci, unde va fi sediul respectiv. Vreau mai departe să vorbesc despre aplicarea unor proceduri egale și transparente pentru prestatorii de servicii. Astăzi, guvernul a aprobat o hotărâre în acest sens. Cerințele și procedurile de acordare a licențelor prestatorilor de servicii vor fi simplificate. Debirocratizarea acestui proces a fost aprobată la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării în contextul angajamentelor țării noastre vis-a-vis de acordul general privind comerțul cu servicii. Abrevierea GATS. Eu știu, colegii din mass media, de regulă, când aud abrevieri, noi o să încercăm pe parcurs să le detailăm cât mai mult, astfel încât să avem mai puține abrevieri și mai multă claritate în comunicarea publică scrisă atât a Guvernului cât și a Ministerilor. Este vorba, după cum spuneam, de un acord general privind comerțul cu servicii. Deci, modificarea la lista de angajamente va permite includerea unor noi reguli și proceduri la solicitarea mediului de afaceri din mai multe state membre ale Organizației Mondiale a Comerțului. Prevederile introduse suplimentar urmăresc facilitarea comerțului cu servicii, îmbunătățirea climatului de afaceri, precum și reducerea unor costuri comerciale și generarea de beneficii mai largi. Mai mult decât atât, urmează a fi examinate și provocările practice care afectează capacitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii și furnizorilor de a opera pe piețe externe. Cu alte cuvinte, îi ajutăm pe ai noștri să se integreze mai bine, inclusiv în cadrul circuitelor internaționale. Ministrul Dumitru Alaiba, vicepremierul, a menționat că este important decizia de astăzi pentru că completează lista angajamentelor deja existente, negociate de 70 de țări, membre ale Organizației Mondiale a Comerțului. Vreau să reamintesc cu acest prilej că comerțul de servicii reprezintă un sector cu cea mai mare și rapidă creștere a economiei actuale. În acest sens, normele și procedurile de activitate sunt necesare să fie cât mai accesibile și transparente pentru a nu periclita comerțul cu servicii și activitatea prestatorilor în domenii precum servicii financiare sau comunicații, construcții sau transport.
Un subiect tehnic, dar pe care cu plăcere l-am studiat în pregătirea acestui briefing, care la fel este important urmarea aprobării acestui an în ședința de azi a Guvernului. Este vorba despre aprobarea unor proceduri ce reglementează operarea baloanelor și planoarelor. Executivul a aprobat o hotărâre ce prevede acordarea licențelor de echipaj de zbor pentru baloane și transpunerea în legislația națională a unui regulament UE de stabilire a normelor pentru operarea planoarelor, precum și pentru acordarea de licențe de echipaj de zbor pe planoare. Cu siguranță numărul de beneficiari a acestor servicii nu este la scară largă, dar este un proiect sectorial util care transpune directivele europene în legislația noastră națională. Ministra Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Lilia Dabija a menționat că prezentul proiect va asigura un mai înalt grad de siguranță, reducând în același timp sarcina de reglementare, în special pentru piloții și operatorii de planoare și baloane. Așadar, introducerea acestui ansamblu de norme și proceduri în țara noastră vor exista sau va crea toate premisele unor dezvoltări favorabile acestui mediu aferent operării baloanelor și planoarelor. Tot astăzi, în ședința de guvern condusă de prim-ministrul Dorin Recean, guvernul a decis instituirea comitetelor de audit în toate entitățile de interes public. Deci, comitetele de audit vor fi instituite în cadrul tuturor instituțiilor de interes public, inclusiv la întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital de stat. O decizie în acest sens a fost promovată de Ministerul Dezvoltării Economice și a Digitalizării. În activitatea sa, aceste noi comitete vor contribui la aplicarea și monitorizarea unor cerințe mai stricte în procesul de audit legal și al situațiilor financiare. În prezent, aceste întreprinderi nu au un cadru normativ ajustat la acest capitol, respectiv legislația națională necesită a fi armonizată, ajustată și ea va fi transpusă după modelul acquis-ului comunitar, despre care a anunțat în ședința de guvern de astăzi și ministrul, vicepremierul Dumitru Alaiba. Acestea fiind spuse, asta este o sinteză pe care am selectat-o pe dimensiunea de hotărâre a Guvernului. Mai departe, precum am menționat, vreau în spiritul transparenței să anunț și aspecte de agenda care țin de cabinetul de ministri, țin de premier, după care voi fi bucuros să iau câteva întrebări din partea colegilor din presă care s-au adunat astăzi. Din agenda vreau să reamintesc pe linia Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene un minister de suflet pentru cei care cunosc despre tranziția pe care am efectuat-o de acolo aici la guvern. A fost deplasarea vicepremierului Nicu Popescu la Bruxelles pentru a participa la lucrările Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, care este o reuniune a ministrilor afacerilor externe ai statelor UE. Această participare a fost în perioada 20-21 februarie. Pe pagina Maieului, dar și pe paginele ministrului, găsiți toate informațiile relevante, discuțiile care au fost cu oficiali și impactul acestora pentru cetățeni. Pe linia Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a ministrei Lilia Dabija, vreau să anunț despre faptul că mâine dumneaei se va deplasa în teritoriu, la Basarabeasca, pentru la tronsonul de reabilitare a călei ferate. Respectiv, Ministerul Infrastructurii de startul acestei etape 4 a cererilor de finanțare la concursul pentru identificarea și evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizare economică, socială a orașelor și termenul pentru depunerea acestor cereri este 21 martie. Colegii din mass media, în special presa locală, care este prezentă la Basarabeasca, pot să contacteze cu comunicatorii de la instituția respectivă în vederea conectării cu programul doamnei ministre la Basarabeasca. Pe linia Ministerului Culturii avem mai multe anunțuri importante. În această săptămână, Sergiu Prodan și echipa de la Ministerul Culturii vor avea mai multe evenimente dedicate marcării unui an de la începerea războiului brutal al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vor fi spectacole de teatru, expoziții, conferințe care vor fi găzduite la diferite instituții. Invităm publicul să urmărească anunțurile Ministerului Culturii, care prezintă agenda acestor evenimente. Vreau doar să menționez doar câteva din ele. Pe 23 februarie, Biblioteca Națională a Țării Noastre va avea o expoziție de fotografii, cărți poștale din Ucraina. Pe 24 februarie, Biblioteca Națională la fel va avea o conferință științifică pe tematica dată, iar pe 24 la Muzeul Național de Istorie, la ora 12, se va lansa expoziția Pain in Refugees, deci durerea refugiaților. Tot publicul este invitat să urmărească aceste evenimente culturale. Sunt și altele
pe care vă invit să le găsiți pe pagina Ministerului Culturii. Totodată, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării cu vicepremierul Dumitru Alaiba vor avea mâine, pe 23 februarie, o deplasare la Bălți. De asemenea, pe 24 va fi un eveniment public, întâlnirea cu Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC. Biroul de reintegrare, în frunte cu Oleg Serebrean, a primit pe 21 februarie o delegație din Parlamentul Lituaniei în domeniul securității și apărării, iar pe 24 februarie va fi o deplasare de lucru la Corjova-Dubăsari. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, domnul ministru Bolea, pe data de 23 mâine, va fi reuniunea partenerilor de dezvoltare la nivel înalt a Comitetului de Coordonare Sectorială a Asistenței Externe în Agricultură și Dezvoltare Rurală. Scopul acestui comitet este informarea partenerilor internaționali cu privire la obiectivele strategiei naționale pentru agricultură și dezvoltare rurală pentru următorii 8 ani. De asemenea, astăzi este deplasarea în teritoriu, vizitarea sistemului de irigare de la Costești-Ialoveni și Casa de Ambalare și Procesare a Strugurilor din Costești-Ialoveni, iar pe data de 24 februarie este vizita de lucru în teritoriu cu vizitarea sistemului de irigare și întrevederi cu reprezentanții Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Gotești din raionul Cantemir. Tot acolo vor fi întrevederi cu oamenii de afaceri, deci detaliile pot furniza și colegii mei din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Ministra Finanțelor, Veronica Serițeanu, are o agendă care este concentrată pe Programul Național de Dezvoltare a Sistemului de Achiziții Publice, de asemenea Programul de Dezvoltare a Controlului Financiar Public Intern, dar și desfășurarea activităților conform calendarului de elaborare a CBTM-ului. Reamintesc, CBTM-ul este planificarea bugetului pe un termen mediu și aceste subiecte vor fi pe agenda colegii din Guvern, Veronica Serițeanu. Ministerul Mediului, ministra Iordanca Rudica Iordanov, deci pe 21 ministerul a desfășurat consultări publice pe legea deșeurilor, pe 23 februarie consultări publice pe legea schimbărilor climatice, pe data de 23 mâine este vizita în teritoriu în raionul Florești, satul Gura Camencii. Dacă cineva din presă este interesat, să contacteze echipa de la Ministerul Mediului. Pe data de 24 sunt consultări publice pe subiectul incinerării și co-incinerării deșeurilor. Informația la fel este disponibilă pe platformele guvernamentale. În cazul Ministrei Sănătății a fost un eveniment pe 21, evenimentul donației a unei ambulanțe de tip A pentru tratamentul pacienților de la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății. Este vorba despre o donație care face parte din cadrul proiectului Asistență Umanitară în Ucraina și țările vecine, finanțat de guvernul SUA, în valoare de $116.000. În cazul Ministerului Apărării vor fi mai multe informații legate de oferta educațională privind alocarea studiilor universitare de licență în cadrul instituțiilor de învățământ în domeniul militariei de peste hotare. Colegii vor plasa această informație pe resursele lor și mâine va începe misiunea contingentului UNIFIL în Liban. Este o contribuție a țării noastre la problematica de securitate regională. Moldova este și un furnizor de securitate, nu doar în regiune, dar și în plan internațional. În cazul ministrei afacerilor interne, Ana Revenco, domnia sa a fost în perioada 20-21 într-o deplasare la București, unde a avut mai multe întâlniri, care sunt reflectate pe pagina web a instituției. Pe data de 23 februarie anunțăm că ministra afacerilor interne a Finlandei va fi în vizită și respectiv ministra Ana Revenco va găzdui această vizită. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ministrul Alexei Buzu, deci pe data de 24 va fi un eveniment de lansare a Camerei de Examinare a Datelor a Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Această cameră de examinare a datelor are scopul să faciliteze o examinare regulată, țintită și în timp util a datelor disponibile despre refugiați care tranzitează sau locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova.
Acestea fiind spuse, stimați colegi, reprezentanți ai mass media, toți cei care ne urmăresc online, vă invit să răspund la câteva întrebări pe care ați putea să le aveți în cadrul briefingului de astăzi, mulțumindu-vă totodată pentru că ați ascultat monologul de până acum. Stimați colegi, vă rog. Bună ziua, Mihaela Tafarcea, ProTV. Ați menționat despre vizita domnului Popescu la Bruxelles, a fost o reuniune a ministrilor de externe, unde domnul, înaltul reprezentant al lui pentru afaceri externe și politică de securitate, Joseph Borrell, a spus că în Moldova va fi deschisă o misiune civilă. Dacă puteți, ne spuneți ce va reprezenta această misiune. Da, este un subiect de interes. Mulțumim pentru întrebarea adresată. Deci, pe subiectul misiunii civile, urmează să vină niște precizări suplimentare din partea colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Imediat la terminarea briefingului o să referim informația a colegilor de la ProTV, unde o să explicăm care sunt principiile acestei misiuni. Și despre... În faptul, dacă domnul Recean va merge într-o vizită în România, după cum știm, a fost invitat de către autoritățile de acolo. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, premierul Recean a avut o conversație telefonică cu omologul său, premierul României Ciucă. În cadrul acesteia a primit această invitație de a întreprinde o vizită la București și săptămâna viitoare, pe data de 1 martie, premierul Republicii Moldova și României vor avea vizita respectivă la București. Respectiv, premierul Recean va pleca la București săptămâna viitoare, pe 1 martie. Deja cu detalii și informații suplimentare din vizită, urmează să comunicăm în modul corespunzător. Vorbim despre agenda bilaterală, subiectele prioritare care sunt pe agenda și celelalte conexe. Și mai am o întrebare. Guvernele a 34 de țări, după conferința video la care a participat și domnul Zelenski, au transmis o scrisoare comună spre Comitetul Internațional Olimpic, în care solicită motivat excluderea sportivilor din Rusia și Belarus de la Olimpiada programată anul viitor la Paris. Vrem să știm dacă Moldova se află printre semnatari și dacă nu, de ce? Mulțumesc foarte mult. Este vorba, din câte înțeleg, despre domeniul olimpic internațional. La moment nu am un comentariu din partea guvernului la tema respectivă, dar mi-am documentat și urmează să vedem despre ce fel de scrisoare este vorba, care țări au fost semnatare și care este eventual autoritatea competentă să răspundă la această întrebare. Și vom reveni neîntârziat. Mulțumesc! Portalul politic. Domnul Vodă, spuneți-ne... și miniștrii după ședința de guvern. Noi dorim să aflăm mai multe informații, detalii. Iată, astăzi au fost câteva lucruri interesante legate de subvenționarea agricultură, legate de managementul finanțelor publice. Deci, presa dorește miniștri în față pentru a dezvolui proiectul. Sau noi îi luăm pe hol și îi plângem pe miniștri. Mulțumim foarte mult pentru întrebarea adresată. După cum am menționat și în debutul acestei ședințe, atunci când am anunțat briefingurile regulate, noi vrem să transferăm comunicarea guvernului într-un format de transparență europeană a comunicării. Deci informarea cetățenilor nu va avea loc doar într-un singur format sau doar cu un singur oficial, va avea loc cu cât mai mulți oficiali care să discute și să vorbească și să explice deciziile guvernului. Prin introducerea acestor briefinguri regulate, cum am mai menționat anterior, vom avea și blocuri în care vom invita miniștrii pe diferite domenii, cu care împreună vom veni în fața audienței, vom răspunde la toate întrebările care vin din partea presei, în special pe deciziile strategice. Faptul că guvernul a lansat astăzi, deci agenda publică, despre care presa cunoaște din timp, va facilita de asemenea contactul instituțiilor mass media cu miniștrii sectoriali. Miniștrii din guvernul Recean sunt miniștrii care vor face și deja realizează deplasări în teritoriu, care realizează deplasări în străinătate. Acestea vor fi reflectate exhaustiv nu doar în formă scrisă, prin comunicate și prin postări pe rețele sociale, dar prin participări la emisiuni, prin interacțiuni directe cu presa. O regulă pe care am crezut că va fi utilă pentru toți, pe care am standardizat-o aici împreună cu echipa de comunicare de la guvern, este că, deja ați văzut, au fost primele două ședințe, miniștrii sunt activi
accesibil înainte de ședința de guvern. După ședința de guvern am plăcerea să facem, iată, briefingurile acestea sistematice, să epuizăm toate întrebările care sunt, respectiv suntem un guvern al transparenței instituționale și vom avea grijă să organizăm comunicarea atât a premierului, a ministrilor și ai altor demnitari oficiali, atât cu presa, cât și cu cetățenii în mod direct. Mulțumesc pentru o întrebare. Dacă mai sunt și alte întrebări din partea colegilor din mass media, vreau la final, pentru că am primit și pe online niște întrebări legate de mai multe falsuri care țin de subiecte recurente care au mai circulat, un apel public: atunci când vedeți o informație pe rețele sociale, vă rog să fiți atenți de proveniența acestora. Multe fake-uri circulă acum pe internet, asigurați-vă că sursa este una credibilă și citabilă, informați-vă din surse care pot fi confirmate și totodată aveți grijă să verificați toate detaliile care apar, în special pe rețele sociale și care vizează blocul de subiecte de securitate sau subiecte tematice. Am sesizat mai multe falsuri care au fost răspândite pe parcurs și mesajul nostru către cetățeni este să ne informăm mereu din surse corecte și oficiale care pot fi citabile și credibile. Acestea fiind spuse, dacă nu mai pot fi de folos la alte întrebări, vreau să mulțumesc celor care au venit astăzi la primul briefing pe care l-am susținut aici în clădirea Guvernului. O să le facem sistematic după fiecare ședință de guvern. Vreau să mulțumesc colegilor din cadrul Direcției Comunicare a Guvernului, comunicatorilor instituționali din fiecare autoritate publică și colegilor din mass media care s-au alăturat astăzi, dar și din serviciul tehnic care ne-au ajutat să asigurăm această transmisiune în direct. Reamintesc și cu acest ocaz că sloganul nostru este comunicarea europeană, transparentă, în beneficiul cetățenilor și cu aceste cuvinte vă doresc o zi bună în continuare. Mulțumesc pentru că ne-ați urmărit!